entuziasmat, că trebuie să vorbesc despre Instagram. Când m-ai invitat și la Instagram, de-aia am spus, este încă un loc unde pot să vorbesc despre Instagram. Zici că e firma mea sau e firma lui taică-miu, știi? Și am zis, trebuie să fiu brand ambassadorul Instagram-ului. Dar aș vrea să fiu brand ambassadorul pentru marketingul pe Instagram, nu pentru Instagram. Pentru că după ce am fost acolo la tine la eveniment și aveam acolo titlul Instagram Expert, au început să-mi scrie oameni care aveau probleme tehnice pe platformă și ziceau, poți să-mi deblochezi mie contul, poți să mă ajut și pe mine că e problema asta sau asta sau asta. De atunci am vrut ca să specific peste tot că de fapt sunt specialist în marketingul pe Instagram și ajut business-urile, afaceri, brand-uri personale să se dezvolte și să facă un marketing eficient pe Instagram. Asta e cel mai important. E bun. Ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă pe Instagram și cum vezi tu că evoluează antreprenorii în direcția asta? Acum am văzut un update genial care a apărut pe platformă și mai exact dacă ai Instagram Shopping instalat, mai ales pentru magazinele online, asta e aur curat. Până acum afacerile din România și de oriunde erau destul de limitate pe Instagram, nu puteai să te promovezi foarte, foarte mult. Acum Instagramul a pus opțiune în care dacă tu ai shop-ul instalat pe Instagram, tu poți să dai swipe up în story. Tu poți să pui link de swipe up în story. Ceea ce nu se putea mai demult și doar dacă aveai 10.000 de urmăritori puteai să faci asta. Acum nu mai ai nevoie de treaba asta. Ai shop-ul, îți iei produsul, îl pui în story, oamenii dau swipe up, intră într-un preview al produsului, după care ei decid dacă intră pe site să cumpere produsul respectiv. Ceea ce e foarte tare. Îți dă o autenticitate mult mai mare, îți face așa un brand mai puternic, mamă, uite, ăștia au swipe up și îți dă cumva așa o validare foarte faină și un sentiment foarte fain, poate până se obișnuiește lumea că e pentru toată lumea chestia asta, dar până atunci, pentru afacerile din România, e aur curat. Putem să facem chestia asta, putem să ne promovăm mai bine produsele și serviciile și să ducem trafic pe site, pe Instagram, pentru că eram destul de sabotați ca și antreprenori pe Instagram. Pentru că nu puteai să pui link-uri în descriere la postări, nu puteai să pui link în story, nu puteai să faci absolut nimic. După au băgat catalogul, puteai să te etichetezi produsul în story, puteai să te etichetezi produsul în feed. Dar acum poți să dai și swipe up în story, ceea ce este foarte, foarte tare și recomand tuturor afacerilor și antreprenorilor din România să folosească treaba asta. Ok. Ionuț, care este secretul marketingului pe Instagram? Tot vorbim de secrete, de marketing. Care șmecherii acolo, secretul? Secretul ăsta pe marketingul pe Instagram, o să dai seama că de fapt nu e niciun secret. Pentru că știu de toată lumea, cuvântul ăsta e cunoscut de toată lumea și mai exact comunitate. Dar de ce am spus că e secret? Pentru că majoritatea se fac că e secret și se fac că nu-l cunosc și că nu știu și nu vor să meargă în partea aia. Pentru că e nevoie de multă muncă și e nevoie de un efort pe termen lung. Și nu știu cât de mulți antreprenori sunt dispuși să joace pe termen lung, să gândească, bă, ok, trebuie pe termen lung să gândesc cu ceea ce fac eu, să dezvolt o comunitate ca să pot să am urmăritori activ, ca să pot să am o clientelă pe termen lung. Și totodată vreau să răspund la mai multe întrebări care se leagă de chestia asta și vreau să explic ce înseamnă mai exact o comunitate și ce înseamnă mai exact să ai un număr de urmăritori. Pentru că nu mă refer deloc la urmăritori. Lumea crede că e vorba de urmăritori. Dar vreau să spun că poți să ai o comunitate și dacă ai 500 de urmăritori sau că ai 1200 sau 5000, nu contează. Poți să ai o comunitate chiar dacă ai puțin urmăritori, dar ai nevoie de urmăritori activi. Eu comunitatea și urmăritorii i-am împărțit în mai multe categorii. Îmi place culoarea asta pe care mi-a pus-o, arată senzația. Comunitatea am împărțit-o în mai multe categorii și prima categorie și cea mai mare, la fiecare persoană, la fiecare cont, indiferent de nișă, este categoria de urmăritori indiferenți. Aceștia sunt urmăritorii aia care intră pe contul tău, te-au urmărit cândva, dar după au uitat de existența ta, au uitat de ceea ce faci tu și când le apar în feed, ei dau skip, nu se uită, nu sunt interesați, au pierdut total interesul. După care există a doua categorie, urmăritorii pasivi. Ăștia sunt aia care văd ceea ce faci tu, văd postările tale, văd story-urile tale și așa mai departe, dar nu interacționează, nu iau decizia aia de a deveni urmăritori activi. Pentru că asta e a treia categorie și cea mai importantă. Mamă, acum mă simt ca la ProTV. Urmăritorii activi, ăștia sunt urmăritorii pe care noi îi vrem pe contul nostru de Instagram. Vrei să ai oameni care interacționează cu postările tale,
care îți lasă comentarii, care îți răspund la story-uri, care îți scriu mesaje și care devin clienții tăi, care merg pe site și cumpără, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Doar că în orice chestie și în orice facem noi pe Instagram, trebuie să înțelegem că există un proces. Un proces pe care trebuie să-l parcurgem, pentru că altfel nu avem cum să ne dezvoltăm. Între timp, Cosmin, vreau să-mi faci un semn dacă vorbesc prea repede, dacă vorbesc prea mult. Să ne facem așa, te prinzi de ureche și nu știu, știu că trebuie să mă opresc sau ceva de genul ăsta. Și vreau să vă rog, pentru cei care urmăriți acest live, să îmi lăsați o grămadă de întrebări și eu la sfârșit voi răspunde la întrebările voastre cu drag. Vreau să continui și să spun că există un proces ca să poți să dezvolți o comunitate pe Instagram, pentru că despre asta e vorba. Cum poți să dezvolți o comunitate, cum, ca și afaceri, ca și business, ca și brand personal, nu contează, indiferent. Vreau să explic 7 etape esențiale de care avem nevoie ca să putem ajunge acolo unde dorim noi, când vrem ca să ne promovăm noi ca și brand și ca să putem dezvolta o comunitate de milioane, cum îmi place mie să zic, mai ales pentru afaceri. În primul rând, trebuie să-ți cunoști foarte, foarte bine nișa. Asta e prima etapă. Din păcate, mulți vor direct să fie la etapa 7 și nici măcar nu-și cunosc nișa sau nu-și cunosc exact domeniul lor. Să spui, bă, eu vând, de exemplu, nu știu, haine și tu nu știi pe ce nișă, bă, eu vând haine. Trebuie să știi care este nișa ta ca să poți să știi exact în ce direcție mergi cu contentul tău. Pentru că după ce îți cunoști nișa, mergi la etapa numărul 2, unde poți să stabilești strategia de content. Asta înseamnă că tu trebuie să știi exact ce să postezi pe Instagram. Și dacă îți cunoști nișa, știi ce să postezi pe Instagram. Și asta este foarte, foarte important. Și strategia de content trebuie să o stabilești în funcție de nișa ta și să o împărți în mai multe categorii, mai multe bucăți. O crapă în două, capă un len, așa, în mai multe bucăți. Când eram la, eu am crescut la sat. Și când eram mai mic și când se crăpa un lemn, nu știu dacă tu ții minte, Cosmin, dar ai momente când crap lemne în două pentru că vrei să fie mai mari. Da, și crap mai mărunt. Știi, ca să poți să... Și atunci eu vreau să... Așchi, să dai drumul la foc dimineața. Exact. Când pui focul, ai nevoie de așchi. Și începe să dai așa mărunt. Și atunci, când cineva îmi spune mie, Ionuț, ce să postez pe Instagram, e ca și cum eu să zeu ăla, nu știu, dacă în Harry Potter era ăla cu bagheta care din minte își scotea gândurile așa și dădea, punea într-o vază și el tot băga capul în vaza aia și vedea ce gândește ăla, știi? Și oamenii se așteaptă ca eu să le dau direct, mamă, uite, ia asta și asta e strategia de conte care funcționează. Nu, trebuie să testezi, dar trebuie să dai cu toporul și să crape în o grămadă de bucăți toată strategia asta. Pentru că, uite, eu, de exemplu, pentru mine fac parte de video și partea de imagini. Și atunci trebuie să împart astea două în mai multe bucăți. Video. Ce video pot să fac? Video despre dezvoltare personală, despre antreprenoriat, despre marketing, despre marketingul pe Instagram. Videouri amuzante, videouri motivaționale și așa mai departe. Imagini, ce pot să fac? Imagini informaționale despre Instagram, meme-uri, nu știu, tot felul de chestii, imagini cu mine. Pot să împart în mai multe categorii. Și atunci știu ce postez luni, ce postez marți, ce postez miercuri și așa mai departe. Lucru foarte important și pentru afaceri. Dacă, de exemplu, ai un magazin online pe haine, trebuie să știi, ok, ce vrem să promovăm în perioada asta? Băi, fric, promovăm geci. Ok. Luni promovăm geci de femei, marți promovăm geci de bărbați, miercuri iar geci de femei. Ok, dar cum împărțim categoria de geci de femei? Ba, ok, împărțim în categorii de geci cu culori deschise, cu culori închise. Sau pe, nu știu, diferite modele. Depinde, asta e la alegerea ta cum vrei tu să promovezi. Dar trebuie să-ți împarți și să ai o strategie foarte, foarte clară în minte ce urmează și ce vrei să postezi pe Instagram. Asta este foarte important. Și după poți să treci la etapa numărul 3. Informațiile astea se potrivesc foarte, foarte bine pentru un magazin online și o să-ți explic imediat de ce. Atunci când cineva intră pe profilul tău de Instagram, primul lucru pe care îl vede este descrierea din bio. Și etapa numărul 3 se numește un bio next level. Descrierea ta din bio trebuie să conțină 3 lucruri esențiale și foarte, foarte importante dacă vrei cu adevărat să dezvolți o comunitate și traficul care vine să fie eficient, să rămână pe profilul tău sau să meargă pe site-ul tău. Așa că descrierea din bio trebuie să conțină informații despre cine ești, cu ce te ocupi și un call to action. Ce trebuie să fac, unde merg, ce fac acum? Ok, am aflat că ești Cosmin, am aflat că faci e-commerce, ce fac acum? Dacă tu nu mă trimiți pe GoMag, n-am idee ce să mai fac, mă plec. Yes, ok, a fost frumos, mi-a plăcut. Scuze că te întreb, la mine știe lumea. Sunt o mulțime de persoane care mă întâlnesc mai rar în offline și când mă întâlnesc, mă întreabă, nu întreabă ce faci Cosmin, ce faci GoMag? Am avut
de multe ori, cred că în ultima perioadă am fost vreo 7 persoane care mi-au spus ce faci, Gomag? Și pentru că sunt, da, foarte activ pe Gomag, da. E Gomag sus și s-au dus acolo, știi? Adică asta trebuie să replici și tu ca antreprenor, cel care se uită la noi, să știe lumea ce faci. Să legi și partea asta personală de business-ul pe care îl faci. Cred că e important. Da, imaginează-ți, am dat de multe ori exemplu ăsta. Stăteam la coadă la supermarket și în fața mea erau 3 băieți care dădeau un scroll pe Instagram. Și atunci am văzut ceva foarte, foarte interesant. Oamenii aia intrau pe profilul unui cont de Instagram, indiferent, random, se uitau, cred că jumătate de secundă, poate maxim o secundă și ieșeau. Intrau, ieșeau. Se uitau doar la partea de sus și ieșeau. Doar câteva persoane au avut marea onoare ca băieții aia să se uite și mai în jos să vadă și ce postări au ei. Deci doar se uitau la descrierea din bio, intrau, ieșeau. Mai ales la o afacere în care cineva nu intră neapărat că zică, mamă, uai, ce, abia aștept să intru pe Gomag ca să văd să mă amuz sau să râd. Sau nu. Oamenii când intră acolo merg destul de targetat. Dacă ei nu văd din start informații care au nevoie, bă, să învăț să știu cine sunt, ce fac, cu ce se ocupă și să pot să merg pe site, să văd mai multe detalii, să mă trimită undeva, să-mi faci un call to action. Și oamenii au impresia că dacă doar pun un link, ajunge. Nu ajunge. Trebuie să le spui oamenilor ce să facă. Intră pe linkul de mai jos ca să înveți mai multe sau să afli mai multe despre Gomag. Sau să vezi mai multe despre produsele noastre de fashion sau și mai departe. Asta depinde de fiecare. După ce ai stabilit și ai un bio next level, ești pregătit să dezvolți, să duci trafic pe contul tău. Dar nu poți face asta până nu îți cunoști avatarul urmăritorului perfect. Sună și e foarte asemănător cu conceptul de avatarul clientului, dar în sensul ăsta vreau să explic că până tu nu știi cum arată urmăritorul tău perfect, câți ani are și ce acțiuni trebuie să facă pe contul tău, tu nu știi unde îl găsești, nu știi ce să marketezi, nu știi cu cine să faci parteneriat, nu ai cum să faci dezvoltarea contului tău până nu ai avatarul urmăritorului perfect. Și trebuie să răspunzi la câteva întrebări foarte simple, printre care câți ani are, care sunt interesele lui, câte ore stă pe Instagram sau cât ar trebui să stea pe Instagram încât să fie perfect pentru tine și ce acțiuni trebuie să facă pe contul tău de Instagram pentru a fi urmăritor perfect. Să lăsați în comentarii. O întrebare, cât de mult sau când corelăm asta, urmăritorul perfect, cu avatarul de client? Avatarul de urmăritor este diferit față de avatarul de client? Nu neapărat, doar că există pe termen lung. De exemplu, eu am persoane care mă gândesc și îmi imaginez că avatarul urmăritorului perfect poate fi cândva clientul meu. Pentru că este clientul meu, asta mă interesează pe mine. Dacă eu, de exemplu, dacă tu ai avatarul de client stabilit, e foarte ușor pentru că se aseamănă foarte, foarte mult cu avatarul urmăritorului perfect. Doar că de multe ori, avatarul de pe Instagram diferă cu cel al firmei sau cu al clientului tău, pentru că pe Instagram îți ia mai mult ca să le duci, îți ia mai mult ca să-i captezi atenția. Și atunci tu trebuie să o gândești foarte mult ca și content. Ce acțiuni trebuie să facă el pe Instagramul tău ca să fie perfect, nu ca să, pentru tine avatarul client e cel care deja cumpără de la tine, care dacă tu îi faci o reclamă, el poate să cumpere de la tine. Dar aici tu trebuie să-ți găsești unul care să poți să-ți consume contentul și ulterior să cumpere de la tine. Aici nu vreau ca să promovezi idei în care aduci trafic, da? Aduci doar trafic care să meargă direct să cumpere. Nu tot să facă asta. Nu are ca să dăm tot felul de bling-blinguri și minciuni că intră tot traficul și dacă ți intră 60.000 de oameni pe contul tău de Instagram, gata, toți îți și cumpără produsul. Așa că eu vreau să aduc trafic pe contul de Instagram ca să fii convinși prin contentul nostru, prin ceea ce expunem pe Instagram și după să-i trimitem pe site. Asta este un lucru foarte, foarte important. De asta spun că dacă îți răspunzi la întrebările astea, o să știi unde să-l găsești. Și dacă, de exemplu, targetul, tu ești, să zicem că ești pe fashion, da? Și atunci tu te gândești, ok, trec, am avatarul urmăritorului perfect, trec la următoarea etapă, la etapa numărul 5 și mă gândesc, ok, aici trebuie să dezvolt comunitatea. Aici când dezvolt comunitatea și pentru că știu care este avatarul, pot să știu unde găsesc acea persoană. Și dacă, de exemplu, este o fată pasionată de fashion sau o fată care tu ești pe fashion și atunci tu te gândești, ok, mă interesează femeile, că eu vând doar produse de femei, atunci trebuie să caut influenceri sau persoane care au o influență foarte mare, în care audiența lor este formată din fete și de preferat influencerul respectiv să dea informații de fashion sau lifestyle pentru fete. Și atunci eu știu că dacă influencerul respectiv, e foarte important, atunci când alegi un influencer, nu îl alege după urmăritori,
nu le alege după numărul de like-uri. Uite-te foarte mult la numărul de comentarii, să vezi câte persoane comentează la postările lor, pentru că atunci o să vezi câte persoane sunt active. Pentru că acțiunea de a da like e foarte simplă, doar double tap și atât, da mai departe. Dar să lași un comentariu este mult mai complicat, mult mai diferit. Dar pe lângă asta, uite-te dacă acel influencer oferă valoare, oferă informații, oferă, dacă și-a construit comunitatea pe niște baze faine, pe content, pe informație, pe... Și atunci urmăritorii ei o să zică: mamă, dar uite, tipa asta mi-a dat atâta informație atâta timp, atunci când ea promovează ceva, mi-e foarte ușor să cumpăr, pentru că se face transferul de încredere. Tipa spune: intră aici pe gomat.ro pentru că e foarte tare, ei vând tot felul de chestii și chiar merită. Atunci tu spui: bă, dacă asta spune, păi eu o urmăresc pe tipa asta de o grămadă de timp, sigur știe ce zice. Și atunci intru și nu mă mai gândesc atunci când văd prețul de la Cosmin: mamă, e prea mult sau e prea puțin. Pentru că și cât de tare, pentru că a promovat influencerul respectiv, ceea ce e un avantaj foarte mare. Și influencer marketing funcționează foarte bine dacă este făcut bine. Am primit o grămadă de mesaje, un potop de mesaje de la afaceri care mi-au spus: Ionuț, ce se întâmplă cu persoanele astea care îmi scriu că vor colaborări pe tip barter? Și atunci am scris o chestie și am făcut o postare foarte faină și am numit-o Pandemia influencerilor de tip barter. Asta pentru că sunt o grămadă de persoane, o grămadă de fete care ne scriu și mie și clienților mei, scriu chestii de genul: uite, îmi plac foarte tare produsele voastre și aș vrea să le promovez. Vreți să facem o colaborare tip barter? Adică noi să le dăm produsele lor gratis și ele să le promoveze pe contul lor de Instagram. Intru pe contul lor de Instagram, mă uit, le fac așa un research, văd 60 ceva de mii de urmăritori și 16 postări. Și atunci mă gândesc, cum au crescut tipa asta o comunitate de 60 ceva de mii de, 66 de mii de urmăritori cu 16 postări? N-ai cum. E clar că ceva nu e ok, ceva nu e în regulă, e fake, n-are niciun sens. După aia avem altă extremă, urmăritorii și influencer între ghilimele, care au 1000 și ceva de urmăritori, n-au niciun comentariu, n-au nicio comunitate, dar au impresia că pot crește și începe de la, să nu facă etapa 1, să treacă direct la etapa 7 de monetizare. Știi? Și atunci din start și-au făcut un cont de Instagram și s-au gândit: toate fetele astea fac parte dintr-un grup. Nu știu dacă știai, Cosmin, pe Instagram există un grup și mai multe grupuri de engagement unde fetele își lasă comentarii una la alta și când cineva, una dintre fete, scrie unui business că vrea colaborări de tip barter și businessul respectiv acceptă, tipa aia dă semnalul la toți fetelor: mergeți buluc acolo că uite ăștia acceptă colaborări de tip barter. Și atunci am testat chestia asta eu personal și am primit în ziua respectivă când am acceptat unei tipe să facă chestia asta, am primit 16 mesaje. 16 mesaje în ziua aia. Și mi s-a părut o chestie care e într-adevăr o pandemie, pentru că este un sabotaj la adresa afacerilor și mediului antreprenorial din România și magazinelor online. Pentru că tu nu o să mă duci nicio valoare, nu o să mă duci nicio vânzare, nu o să mă duci trafic, pentru că tu nu ai o comunitate. Tu doar vrei să profiți de pe mine și să primești produse gratis. Și dacă eu ca și antreprenor sau magazinul online nu știu lucrurile astea, o să dau produse gratis crezând: bă, nu trebuie să o plătesc, trebuie doar produse gratis, ai, ok, poți să-i trimiți, știi? Când de fapt plătesc, că nu te ajută la nimic, știi? Da, s-ar putea juca invers, doar că e pe bătaie lungă pentru cei care vor să facă așa ceva. Uite, dacă spunea că există, nu știam de grupurile astea, ar putea să facă promovare în comun. Adică, ok, se întâmplă asta, încercăm și noi aici la Gomac să facem cu partenerii, să fie acele clustere: ok, avem un client, avem un proiect, eu l-am prins sau ceva, hai să facem expunere maximă pentru clientul ăsta, mi-a dat produsele astea sau mi-a dat o sumă de bani, șerim toată suma aia intern sau pur și simplu, ok, am venit cu un proiect, hai să punem toți mână de la mână, să distribuim, să arătăm clientului ce forță avem fiecare dintre noi sau ce forță are grupul ăsta. Dacă tu primești o astfel de ofertă sau dacă tu ai câștigat un client, mă bag și eu pentru tine. Cam așa ar trebui să funcționeze lucrurile din punctul meu de vedere și atunci clientul vede o super expunere. Și... Da, asta e foarte ok, numai că să faci asta, de preferat ar fi să apelezi la companiile astea profesioniste sau profesionale care dețin influencer pe bune. Nu grupurile astea care sunt făcute cu persoane care au folosit numai programe de follow and follow ca să poată să crească și sisteme de genul ăsta care de fapt ei nu oferă nimic. Eu m-am uitat, eu n-ai cum. Zic, eu mă chinuiesc de o grămadă de ani să cresc unde am crescut acum și ofer informații de mie ochii și fac o grămadă de video și o grămadă de materiale
Și tipul ăsta care nu face absolut nimic, doar face reclame la Dero, la tot felul de pervol și la tot felul de giveaway-uri și tot felul de chestii genul ăsta, are 60-70 de mii de urmăritori. N-ai cum. Știi? Și atunci tu degeaba faci, Cosmin, de exemplu, promovare cu genul ăla de grupuri, dacă ăia nu sunt eficienți. De exemplu, cum spui tu, dacă tu faci între business-urile de acolo și cauți un influencer puternic care chiar vezi că are influență, care chiar are o comunitate, merită din plin să faci treaba aia. Uite, eu chiar mă gândesc acum foarte serios să fac un concurs foarte big, dar mai mult o provocare decât concurs, pentru afaceri, pentru a aduce trafic afacerilor pe contul de Instagram, să poți să, nu să crești urmăritorii, ci să crești o comunitate bazată pe informație, bazată pe content, oamenii să fie pregătiți când primesc traficul respectiv, să poți să-l trimită pe site. Ceea ce e foarte tare, am testat la mine, am făcut acum un parteneriat cu un influencer bun și pe lângă că mi-a crescut comunitatea pe Instagram, mi-a venit mai mult trafic, am făcut vânzări foarte multe de carte, de produs, de tot ce am făcut. Am testat eu personal, ca să văd cât de mult contează să faci un parteneriat cu un influencer mai de top, chiar dacă costă puțin mai mult, dar să văd care este ROI-ul de pe investiția asta. Să văd dacă într-adevăr, că zic, bă, eu vorbesc despre influencer marketing, dar dacă eu nu testez, cum pot să explic eu chestia asta? Și am testat-o și am văzut în înregistrările de webinar, în baza de mail-uri, cum au crescut și în vânzări. Și pentru mine a fost wow, zic, eu mi-am scos banii de 6 ori pe cât am investit. Pentru mine e super tare, adică e tot ce îmi trebuia. Adică dacă eu fac chestia asta, de seama ce pot să facă pentru afacere, ce pot să facă pentru un business chestia asta și când se întoarce de 6 ori investiția. Asta e testat la mine. Nu o să fie așa la toți. E clar, depinde foarte mult de produs, de preț și așa mai departe. De cum ai tu site-ul, cum vinzi pe site, dacă folosești Gomag, e clar că o să vinzi atunci. Deci e foarte important să fie totul foarte bine pus la punct. Dar dacă este totul bine pus la punct, contează enorm de mult să aduci trafic. Și eu acum asta pun în plan pentru vreo 10 afaceri, acum sunt în căutare de afaceri și vreau să fac chestia asta, să aduc trafic buluc pe un număr X de afaceri și să vedem return-ul pentru treaba asta. De asta spun că dacă vrei să te dezvolți, dacă vrei să ai un cont de succes, abia la etapa 5 poți să aduci trafic nou. Prima dată trebuie să treci prin primele 4 etape. Dar după ce ai dezvoltat comunitatea, după ce ai adus trafic, ai adus urmăritori, ai făcut parteneriate, ai investit în ad-uri și în tot felul de genul ăsta, ajungem la etapa numărul 6. Și etapa numărul 6 se referă la consolidarea comunității. E ca și cum, Cosmin, tu ai clienții tăi, dar focusul tău nu mai este pe clienții tăi deloc, focusul tău este pe a aduce clienți noi. Și atunci te gândești, cum? Păi, dar eu mă focusez și bag o grămadă de bani să duc oameni noi, când eu deja am clienți și pot să le vând lor produsul meu următor. Ești cei mai buni clienți ai mei pentru produsul următor. Așa că mă focusez pe consolidarea clienților mei. Și în cazul Instagram, mă focusez pe consolidarea comunității mele de pe Instagram. Și poți să faci asta prin a răspunde la comentarii, a răspunde la mesaje, pentru a pune sondaje în story, să faci quiz-ul în story, să-ți pese de oameni, să vrei să interacționezi cu cei pe care i-ai deja. Am spus exemplul ăsta de foarte, foarte multe ori, am spus și în carte. În 1990, probabil știi exemplul ăsta, Cosmin, un tip pe nume Danny Collins din Ottawa, Canada, a furat pistolul tatălui său și s-a dus să jefuiască o bancă. A jefuit banca respectivă, a furat 6.000 de dolari, a fost prins, arestat, băgat la închisoare și polițiștii au început să analizeze și să vadă ce e cu pistolul ăla. Și când l-au analizat, au descoperit că pistolul respectiv era produs în 1916 de Ross Rifle Company. Și acel pistol valora 100.000 de dolari. Deci pistolul respectiv valora 100.000 de dolari și Danny Collins s-a dus cu pistolul ăla și a jefuit o bancă și a furat 6.000 și a fost prins. Dacă ar fi știut că ce are în mână valorează mult mai mult decât ceea ce a furat sau ceea ce urma să fure, n-ar mai fi furat. Deci, bă, mă duc, vând pistolul și gata. De asta de multe ori ne focusăm să aducem clienți noi, să aducem urmăritori noi, când de fapt poate ce avem noi în mână, comunitatea noastră, baza noastră de clienți, pot fi, uite, de exemplu, la mine, ca și comunitate pe Instagram, topul meu de urmăritori, am top 20 de persoane care cumpără tot ceea ce lansez eu, tot ceea ce promovez, pentru că au încredere în mine, au devenit parte activă din comunitatea mea, pentru că s-au gândit, bă, ok, nu s-a dat atâta valoare de-a lungul timpului, m-au învățat o grămadă de lucruri. Știu deja cum au fost cursurile lui. Pe când au lansat cartea, s-au gândit, nu s-au mai gândit, au cumpărat în prelansare sau au cumpărat, știi? Au cumpărat mai multe ca să dea la toți prietenii și așa mai departe. Asta înseamnă să-ți consolidezi comunitatea, să ai grijă de cei pe care îi ai.
După ce ai făcut toate etapele astea, ajunge la etapa numărul 7 și mai exact monetizarea comunității. Locul unde faci un proces de vânzare, locul unde te gândești cum poți să faci bani de pe comunitatea ta și de pe tot ce ai adunat, de pe toată munca. Și să gândești cum poți să duci trafic pe site, cum poți să le vinzi, cum poți să marketezi toată comunitatea pe care tu ai, tot traficul pe care l-ai adus și pe care l-ai acolo, cum poți să-l redirecționezi către site. Și există mai multe, cum am spus și mai devreme, partea cu Instagram Shopping este pentru un magazin online aur și posibilitatea ca oamenii să poți să ajungă mai repede pe site-ul tău. Este un lucru foarte, foarte important. Îți sugerez să etichetezi produsele tale atunci când pui pe feed, când le promovezi la tine pe Instagram, etichetează-le, dacă pui în story, etichetează, pune link de swipe up și oamenii o să poată să dea swipe up și să ajungă, chiar dacă nu ai 10.000 de urmăritori. Etichetezi, adică iei produsul, îl pui la tine link în story și lumea poate da swipe up și să ajungă într-un preview și după la tine pe site. Este un lucru super, super important pe care poți face ca și business pe Instagram. De asta l-a prezentat și Alexandra când am făcut Instagram Day. Găsiți tot materialul pe Academia Gomag și discuția cu Ionuț. Pentru că sunt și lucruri mai tehnice care trebuie înțelese și reproduse, se activează și poți să beneficiezi exact ce spunea și Ionuț de toată treaba asta și te ajută, adică are impact direct în vânzări, pentru că e mișto să vorbim de Instagram, de toată tehnologia asta, de engagement, dar practic la finalul zilei trebuie să transformăm toți banii ăștia, măcar o parte din ei, în clienți, pentru că avem niște costuri în fiecare zi cu viața noastră. Da, asta e chestia, că atunci când încep, din start, trebuie să fii conștient de toate etapele astea și trebuie să fii din start conștient că, bă, la un moment dat trebuie să vând. Dar mai întâi ca să vând, trebuie să am cui să vând. Și nu poți să ai 50 de oameni și de la încep să spamezi. Produsul meu, hai, uite, produsul meu, uite ce fac eu, produsul meu. Mai întâi, focus pe comunitate, adu trafic. Uite, și mulți spuneau că n-ai cum să dai informații ca și business, că eu tot timpul am promovat partea asta de a oferi valoare, a oferi informații, că asta ajută. Dar dacă nu, uite, noi de exemplu la un client pe partea de fashion, noi oferim informații, da? Oferim informații pe strict pe partea asta de fashion. Și noi punem, de exemplu, în story cum să porți o cravată, nu știu dacă știai, Cosmin, dar o cravată și rolul unei cravate este să acopere butonii. Da? Nici cămașă. Și atunci, asta este rolul unei cravate și trebuie să știi cum să-l porți, că trebuie vârful, trebuie să fie până la curea. De exemplu, dacă porți papion, trebuie să porți cămașă cu nasturi acoperiți și așa mai departe. Și am făcut promovare la produsele respective și am început să avem vânzări la cravată, la cămașă, la chestii de astea, doar pentru că promovăm și facem, oferim informații la produsele respective. Știi? Asta e foarte important, că poți să îți faci promovare într-un mod plăcut, într-un mod frumos în care oamenii nu se simt spamați. Și poți să faci vânzare oferind informații, indiferent de nișa ta. Fie că ești pe fashion, fie că ești pe construcții. Am avut clienți și pe construcții. Și acolo a fost cea mai mare provocare, ca să poți să promovezi o afacere în construcții și în tâmplărie, când eu trebuie să trag de ei ca să facă content, când ei obosiți acolo, schingiuiți și muncem. Și asta eu le spun, bă, da, filmați-vă, faceți un story, faceți un timelapse. A fost o muncă titanică, dar până la urmă am reușit să facem ceva super fain cu timelapse-uri, cum s-au făcut terase, cum s-au făcut case și chestii genul ăsta. E foarte, foarte fain. Deci din orice nișă și orice domeniu se poate face content și să-ți promovezi serviciul într-un mod eficient. Bun, și asta merge și la nivel de brand personal și la nivel de brand de companie, de magazin, de business. Exact. Asta merge și strategia asta și etapele astea și toate informațiile astea se pot aplica fie că ești brand personal și ești artist, autor, cântăreț, avocat, orice ai fi, dar și pentru magazinele online, pentru magazinele fizice, pentru orice tip de business ai și vrei să faci, e foarte important să fii pe Instagram, dar să nu pierzi timpul pe Instagram. M-a întrebat cineva, Ionuț, ceea ce promovezi tu necesită să ne lăsăm viața deoparte și să facem doar Instagram? Și le-am spus, nu, deloc. Tocmai asta e diferența. Eu aș vrea ca timpul vostru petrecut pe Instagram să fie unul eficient. Să fie, în loc să vă pierdeți timpul pe contul lui Dorian Popa sau mai știu pe alte conturi, ia intrați pe contul vostru de business și promovați-vă afacerea cum trebuie. Interacționați cu comunitatea voastră, lăsați comentarii din numele. Uite, de exemplu, cum ar fi dacă cineva din echipa ta, Cosmin, din partea Gomag, ar lăsa comentarii la fiecare client care e pe Instagram, la fiecare postare. Și atunci oamenii care văd postarea clienților tăi, mă zic, bă, dar cine e Gomag de tot postează și tot activ de fiecare dată? Și atunci ei pot să intre la tine și pot să învețe mai multe și aduci trafic aproape gratuit, că e munca aia. Nu e gratis munca aia.
dar e aproape gratuită și nu trebuie să investești edu și după aia să vezi că costul per achiziție e prea mare, e prea complicat. Sau tu cu cartea ta, să poți să fii, bă, ok, vreau să-mi promovez cartea. Vreau să fiu vizibil eu ca și persoană, eu ca și brand. Atunci vreau să apar acolo, vreau să apar acolo. Mă interesează oamenii care îl urmăresc pe Loran. Perfect. Îi las comentarii la postările lui Loran. Mă interesează comunitatea lui Teddy Necula. Ok. Postez la postările, las comentarii la postările lui Teddy Necula. La ăla, la ăla, la Ionuț, la... sau eu. Bă, ok, mă interesează comunitatea lui Cosmin. Sau de la Gomag. Păi atunci trebuie să fac target, trebuie să las comentarii la postările lui Gomag. Și atunci pe mine mă ajută pentru că îmi aduc trafic și devin vizibil acolo unde mă interesează. Da, e foarte, foarte bun punctul ăsta. Eu nu s-ai tot pomenit că am scris în carte, carte, carte. Tu ai lansat recent o carte. Ce ne spui despre cartea ta? Felicitări, apropo. Mulțumesc frumos. Cartea asta a fost o luptă foarte, foarte mare. Am amânat-o de foarte mult timp. Îmi doresc să o scriu de peste un an. Mi-a fost greu pentru că știam că e un alt nivel și tu știi cum e. Pentru că deja ajungi la alt nivel ca și brand când scrii o carte și deva e și multă muncă, e și mult stres. Nu știu cât ți-a luat ție să scrii cartea, chiar scurs, cât ți-a luat ție să scrii cartea? Aproape 2 ani. Deci e foarte greu să scrii o carte, pentru mine a fost foarte complicat. Eu care până la facultate n-am citit numai Punguța cu doi bani și cartea de școală de șoferi. Alea au fost singurele cărți pe care am citit până la facultate. Așa că pentru mine a fost o dorință de a promova și de a pune într-un loc în cartea asta să pun toată experiența mea de 5 ani în marketingul pe Instagram. Am vrut să văd cum pot să pun totul într-o carte. Pentru că într-un curs nu puteam fără să-l fac de 10-15 ore. Știi? Și atunci m-am gândit, ok, vreau să pun toată informația în carte. Am fost la un moment dat, am avut un client, o editură și m-au contactat și mi-au spus că vor să-mi facă ei cartea. Să-mi cedez oarecum drepturile, dar să le fac o carte gen Q&A, cum e cartea lui Gary Vaynerchuk, Ask Gary V. Știi? Și mi s-a părut o chestie interesantă, doar că mă gândeam că nu e destul. Am făcut un sondaj pe Instagram la mine și am întrebat lumea ce părere aveți, cum ați vrea să fie cartea, ce content să fie în carte. Și atunci oamenii, mulți au spus că vor doar informație, vor doar content și alții au spus că vor Q&A. Atunci am spus, bă, fac o mare nebunie sau, cum ar zice Gică Craioveanu, una grande locura. Și m-am pus și am pus toate informațiile în carte, am pus și super informații, dar am pus și Q&A. Informația în sine este vorba despre dezvoltarea unei comunități, strategii exacte și în detaliu despre cum să dezvolți o comunitate, indiferent de nișă, indiferent dacă ești brand personal sau dacă ești afacere. Și la sfârșit am răspuns la vreo 50-60 de întrebări, cred, foarte, foarte exacte, de la cum să postezi și de ce să postezi pe IGTV, cum să postezi și de ce să postezi în story, până la întrebări practice, cum mă promovez dacă sunt avocat, cum mă promovez dacă sunt magazin online, cum mă promovez dacă am agenție de turist, cum mă promovez dacă sunt artist, dacă sunt autor, dacă sunt make-up artist, cum mă promovez dacă am un restaurant, dacă am o cafenea, dacă sunt pe fashion, dacă sunt pe... Am răspuns la o grămadă de întrebări pe care le-am primit de-a lungul timpului, le-am adunat și le-am pus în carte pentru că au fost cele mai întrebate întrebări. Și atunci m-am hotărât să fac chestia asta. Ai pus link-ul aici? Am vrut ca să trimit unul diferit, am uitat să-ți trimit la început. Da, vezi, este și link-ul în comentarii, toată lumea puteți comanda acum cartea. Adică vă recomand să faceți acest lucru, este link acolo. Mai spune ceva despre cartea, arată-ne câteva imagini, ceva acolo, ce se întâmplă. Cartea, în principal, cartea este 47 de lei, poate fi cumpărată de pe link-ul ăsta. Și am încă câteva surprize pentru cei care intră pe site, cei care intrați acolo o să vedeți niște chestii foarte tari. Am câteva bonusuri pentru voi. Am făcut și un curs care se numește Insta Secrets, pe care l-am făcut cu două fete care fac o super treabă pe Instagram. Sunt creatoare de conținut și am vrut să fac un curs practic. Pentru că tot făceam teorie, Cosmin, tot vorbeam despre, cum spui tu, teoria e faină, poți să crești pe Instagram, e totul frumos, roz, faci chestia. Dar cum poți să faci exact să te promovezi și să faci bani de pe Instagram? Asta e important. Multe persoane au probleme cu contentul și cu informația, cu cum să facă postările, cum să... Și am adus pe astea două fete care fac o treabă extraordinară pe Instagram, prin care am vrut ca să explic oamenilor cum să facă content fără să mă plătească pe mine ca și agenție, cum să n-aibă nevoie de designer, cum să folosească telefonul să se filmeze, cum să facă poze la produsul lor cu telefonul, cum să folosești luminile, cum să editezi de pe telefon imagini, cum să editezi de pe telefon video și așa mai departe.
am vrut să fie un curs complet, am vrut să fie o chestie cam tot ce are nevoie o persoană și un business pentru a se dezvolta pe Instagram. Asta e, despre asta am vrut să fie această carte, despre asta am vrut să fie acest curs. Vreau ca fiecare dintre voi să aveți posibilitatea să o cumpărați și să beneficiați maxim de ea. Chiar înainte de a tipări cartea, i-am cerut lui Laurent o părere, i-am cerut un feedback de la Laurent. Și mi-a cerut, ca să-mi dea feedback-ul, mi-a cerut cartea. A zis, bă, înainte să o tipărești, vreau să-mi trimis cartea, vreau să o citesc și eu și să îmi dau seama exact dacă, na, să văd ce e cu cartea aia. În momentul ăla m-am gândit, mamă, dar de ce vrea cartea? De ce trebuie să mai trimit cartea? Nu pot să-mi dea un feedback așa general. Și după aia, dacă îmi permiți, Cosmin, aș vrea să citesc pentru că după ce a citit cartea, mi-a dat un feedback, feedback care l-am trecut aici pe spate și spune în felul următor. Chiar am fost curios să citesc cartea lui Ionuț, în paranteză, înainte să fie publicată, ca să văd cum abordează acest subiect care este în continuă schimbare. Scrii cartea azi și mâine se schimbă ceva la Instagram și nu te mai ajută cartea la nimic. Așa am crezut eu. Am fost însă plăcut surprins să văd că Ionuț abordează principiile de bază prin care se construiește o pagină de Instagram, principii care sunt eterne și care nu se schimbă în funcție de tehnologie sau update-uri. Din acest motiv recomand nu citirea acestei cărți, ci studierea ei cu pic și foaie. Pentru că în cartea asta am vrut să fac ca și la tine, Cosmin. Eu când am citit cartea ta, pentru că am și cartea ta aici lângă mine, o promovez și cartea lui Cosmin. Mulțumesc. Deci când am citit cartea asta, eu n-am citit-o și nu sunt obișnuit să citesc o carte din care învăț și care informație, să o citesc așa doar ca să pot să-mi fac ca și număr de cărți citite în an. Știi? Eu mi-am dorit ca să citesc o carte și cartea ta asta a făcut pentru mine un loc unde eu pot să mă opresc și să pun în aplicare. Oh, zic, uite ce tare strategia asta, hai mă opresc și pun în aplicare. Uite, am văzut chestia asta, uite, hai să pun stop, pun aici semnul de carte și continui după ce am pus în aplicare. Și despre asta vreau să scrie și în carte, și cartea asta. Am spus de multe ori, oprește-te aici, deschideți telefonul, pune informațiile în practică și după o să vezi că o să fii mult mai eficient. Pentru că cartea asta, îți spun sincer, și chiar dacă înseamnă că îmi jignesc cartea, dar cartea asta este zero dacă tu nu pui informațiile în practică. Vreau să pui neapărat informațiile astea în practică și atunci o să-mi scriu un mesaj privat pe Instagram. Chiar vreau să-mi scriu un mesaj și să-mi spui, hei, uite, am pus informațiile în practică, poți să uiți peste contul meu să dai o părere. Și eu cu drag voi intra și îmi voi da părerea. Da, foarte tare, aștept, trebuie să comas eu. Putem să răspundem la întrebări, Cosmin? Eu sunt super. Uite, prima întrebare pentru tine. Cosmin, ce cameră și ce lumini folosești? Da, eu sunt cu un DSLR de la Canon și am un obiectiv mai special și luminile sunt... O să pun o dată o poză. Bun, Ionuț, dacă dețin de exemplu un spa cu masaje terapeutice și tot ce trebuie, mare rost să-mi fac avantajul de client? Sau cum îmi cunosc publicul ținte? Pentru că sunt recomandate tuturor. Păi oricât de recomandate și oricât de pentru toți ar fi, tot există avatarul care vine cel mai des. De exemplu, poate la un spa cel mai des vine o femeie și din star știi. Ok, unde mai poți să găsești avatarul de client dacă e femeie? Bă, la coafură, la, nu știu, la... la machiaje, la chestii genul ăsta. Chiar mi s-a părut o chestie foarte tare în perioada de pandemie. S-au legat și după pandemie, s-au legat mai multe business-uri de aici din Timișoara. O coafură, un salon de machiaj, un salon de spa și așa mai departe. Și fac cross-selling, adică fiecare se promovează la fiecare. Doar vine la mine la spa, uite, eu vreau să-ți promovez și îți recomand să mergi la coafură la X și la machiaj la X. Când mergi la salon de machiaj, uite, eu pot să-ți recomand să mergi tu acolo și mai departe. Deci tot e important să-ți cunoști avatarul de client. Chiar am avut un client pe partea asta de spa și a fost foarte tare pe Instagram pentru că le-am cerut să... firma respectivă voia să facă un spa mai mare în Timișoara. Și firma respectivă voia să investească 1000 de euro ca să poți obține niște răspunsuri de la client. Și targetul era să... pune întrebări la 100 de persoane și voia să investească 3000 și ceva de euro sau ceva de genul ăsta. Să primească răspunsuri la 100 de persoane care au fost clienții lor. Și ca să facă chestia asta, trebuia să investească bani și muncă și așa mai departe. Și eu l-am spus, bă, dar cum ar fi dacă am face treaba asta într-o săptămână gratis pe Instagram? N-ai cum, cum să faci chestia asta? Și atunci le-am zis în felul următor, intră la tine pe Instagram, scrie locația ta și acolo să vezi persoanele care au fost etichetate
care au pus eticheta la tine, care au pus tag, că au fost în locația ta, la spa-ul tău. Da? Și atunci intri pe fiecare și le scrii un mesaj în care spui că îi apreciezi și că îi mulțumești că au trecut pe la tine și le ceri o părere și le pui întrebările tale. Și le spui că dacă se pun la întrebări, uite, vrei să le oferi un bonus data viitoare când vin, să le dai o intrare gratuită sau așa mai departe. Și au obținut peste 150 de răspunsuri de la 150 de persoane, pentru că businessul respectiv avea cont de Instagram, dar nu făcea nimic, nu posta nimic și oamenii nu puteau să-i eticheteze pentru că contul arăta rău, dar etichetau locația, puneau locația. Și chiar dacă tu nu te uiți la persoana care te-au etichetat ca și cont, te uiți la cei care au etichetat locația. De exemplu, locația spa nu știu cum, din calea Timișoarei nu știu cum. Da? Deci e foarte important, sau calea Lugojului, sau indiferent, că e pe calea Lugojului. Și atunci e foarte important să te folosești ca și spa de oamenii care au fost acolo și să interacționezi cu ei, să vorbești cu ei, să le ceri ca să îți dea tag și să facă poze de acolo din locație. Sunt lucruri foarte importante care te pot ajuta, Ioana. Bogdan Serafim Ivașcu. Bună, cum se numește persoana invitată? Ionut Țuța, marketing pe Instagram, specialist pe Instagram, cum mai vrei? Pum, pum! Mi-am făcut prezentare. Irina spune, eu zic, persoane cu venit peste medie, vârstă 25 plus, persoane pasionate de frumusețe, posibil și care țin o dietă sau au ținut, etc., public, majoritar femei. Atunci trebuie să te gândești și cât timp stau persoanele astea pe Instagram și unde le găsești. Ce persoane care sunt pasionate de frumusețe, ce urmăresc persoanele respective pe Instagram, ce influenceri urmăresc. Contactează influenceri respectivi, fă parteneriate cu ei și astfel ajungi la ei mult mai eficient. Ștefan Maru spune, abia aștept să vină cartea și cursul cu cei două fete este super. Mulțumesc frumos, Ștefan. Mulțumesc. Acum rămâne doar ca să mai pui în aplicare toate informațiile și o să fie super, super tare. Ștefan spune, confirm și eu calitatea cărții de la Gomag, o recomand. Deci vedeți, Cosmin. Uite, astea două cărți, dacă le aveți astea două cărți, ați revoluționat marketingul. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să mi le puneți și eu sunt aici ca să răspund. Mulțumesc, Ștefan. Da, deci e o provocare și chiar mă gândeam și la tine și când ne-am văzut, Cosmin, în Baia Mare, de-am discutat despre treaba asta. E o provocare în România, pe partea asta de magazin online, pe tot ceea ce facem. Sunt foarte multe persoane care renunță foarte repede, care au impresia că toate lucrurile se întâmplă peste noapte, care vor ca toate rezultatele antreprenoriale să vină așa peste noapte, când de fapt știm și noi că nu e chiar așa. La fel și în magazinele online, la fel și pe Instagram. Deci nu se întâmplă totul așa peste noapte. E nevoie de multă muncă și ceea ce promovez și eu, dar și Cosmin, în cărțile astea nu sunt informații pe care noi avem o baghetă și le vă dăm o. Și dacă dețineți cartea asta în bibliotecă, gata, voi aveți un cont de succes. Nu, trebuie să citiți și să puneți în practică. Astea sunt lucruri foarte importante. Intrați pe linkul pe care l-a pus Cosmin sau pe care l-am pus eu, nu știu dacă se vede, e linkul pus de mine. Intrați acolo, de acolo puteți achiziționa cartea și mai am și o surpriză pentru voi, ceea ce e foarte tare. Deci intrați acolo, o să fie senzație. Cred că majoritatea lucrurilor funcționează dacă le pui în practică, dacă începi să acționezi în direcția aia. Și exact. Am spuneai că foarte mulți aleg să studiază pe parcurs, din păcate sunt mulți care uită să înceapă, după aia să fie consecvenți. Adică nu ai rezultate din prima, dar trebuie să mergi mai departe, să mergi. Știi că lumea, cum o să vorbesc două minute despre mine, îmi spune, băi, că ai avut noroc, că s-a întâmplat lucruri, că sunteți pe piață. Am început personal în 2000, când nu prea stătea lumea pe internet sau când era cu Mircu. Atunci stăteam 40-50 de minute să descarc un MP3 de pe net. Știi? Da. Altceva. Și clar am înțeles niște lucruri, am făcut pus bazele care probabil alții nu le au. Și spunea, a fost simplu. Bă, n-a fost, că atunci eu stăteam pe internet când dormea lumea, adică noaptea, că eram mai ieftin atunci. Mă opream când mergeau părinții mei la muncă. Era 7 dimineața, mi-erau așa ochii.
Adică nu poți să spui și am persistat, era așa o nebunie, nimeni nu spunea, bă, o să meargă, o să se întâmple ceva. Când am făcut firma și am zis, bă, noi o să facem site-uri, o să fie interesant, spunea oamenii, bine, la cine o să faci tu site-uri, cine te cunoaște? Zic, bă, la un moment dat o să ajung să mă cunoască toată lumea. Și am trăit în nebunia mea să ajung să mă cunoască toată lumea. Asta e important și asta e important să poți să fii consistent și constant în ceea ce faci, să spui, bă, eu am un vis, asta știu eu ce mai bine, asta vreau să fac. Eu țin minte același lucru și la mine acum 5 ani când am început pe Instagram. Afacerile mă dădeau afară din magazin sau din localul lor când le ziceam de Instagram. Acum 5 ani, Instagramul era cum e acum TikTok-ul. Dacă mergi tu acum la o afacere și spui, vrei să te promovezi pe TikTok, mă, lasă-mă că e de copii. Așa îmi ziceau oamenii mie acum 5 ani și proprietari de afaceri acum 5 ani despre Instagram. Dar dacă începeau acum 5 ani pe Instagram, acum ar fi fost destul de next level cu o comunitate super mare. Deci de asta cred că e și important ca și antreprenor să poți să știi să te adaptezi și să fii cam peste tot unde e nevoie. Deci nu o să fie ușor, niciodată începuturile nu sunt ușoare. Și tu știi, Cosmin, dar tu ai început și mai mult, ești de 15 ani pe nișa asta, adică e... Sunt de 20 de ani, de 15 ani oficial, firma Silkweb, agenția mamă, firma mare, noi facturăm de pe 3 firme, e din 2005 oficial. Trebuie să facem și partiul de 15 ani, doar că situația asta ne face să fim puțin mai rezervați din acest punct de vedere. Dar, teoretic, am început din 2000. 20 de ani. Da, dai seama, cu 20 firma de ani. Este din 2005, firma Silkweb. Am văzut primul tău, sau cred că prima ta prezentare din 2005. Ai postat undeva la un moment dat. Am făcut-o atunci, am început să facem ceva evenimente locale, am pus ceva poze, da, ce făceam acum câțiva ani. Și chiar recent am găsit un articol din 2013 cu AB Testing, ce făceam noi pe Facebook în 2013. Repet, stilul meu vorbește foarte mult acum de Facebook, de Instagram, de ce se poate face, targetări. Dar le făceam atunci, adică atunci am pus și cu sumele, cu tot ce s-a întâmplat la vremea aceea, când mă uitam peste bugete și banii cheltuiți versus rezultate, era wow. Și CTR-urile. Dar zic, bă, e interesant acum să vezi așa, dar știi, să auzi lumea cum vorbește și ce probleme sunt. Fac, dar noi le făceam astea acum 7 ani, 8 ani, 10 ani, de când s-au inventat. Știi, am fost acolo primii, pionieri. Da, exact. Asta e chestia, că s-au dus greu ca să poți să fie pentru a se ajunge cumva în România e-commerce-ul să ajungă la un nou nivel. Pentru chestia asta trebuie să existe cineva care să înceapă și să fie, eu țin minte că pe Instagram îmi ziceau firmele, uite, uite cum facem. Ai venit să-mi vinzi Instagram, dar ocupă-te de Facebook și îmi faci Instagram-ul gratis. Bă, și mă simțeam ca și o jignire, bă. Cum? Instagram-ul trebuie să fie neapărat pe Instagram, trebuie neapărat. Eu vedeam ce rezultate obțin firmele și afacerile din afara României și spuneam, bă, dar și noi putem, pentru că aveam atunci un motto și țin minte. Eu cred că și afacerile din România pot să fie de succes, nu doar cele din America. Știi, aveam tot chestia asta, pe asta funcționa, pe asta mergeam. Spune că pe urmă am o întrebare. Și atunci cumva pe chestia asta mergeam și nu era ușor, era foarte complicat, nu reușeam să conving nicio afacere să mă plătească pe vremea respectivă să mă ocup de Instagram-ul lor. Munceam gratis pentru afacere de aici din Timișoara și mă ocupam gratis de Instagram-ul lor ca să pot să le arăt că funcționează și că merge și abia după mă plăteau. Dar nimeni avea încredere că bă, Instagram-ul valorează sau e ok. Deci nu, primul meu client a fost un client foarte mare de aici din Timișoara. Deținea un etaj întreg la Iulius Mall. Cei care sunt mai vechi din Timișoara știu, nu mai există locația respectivă. Și mă plătea 500 de lei pe lună să mă ocup de Instagram-ul lor. Și aia 500 de lei îi dădeam la un fotograf care să facă poze, pentru că nu primeam poze de la ei. Pentru că ei ziceau, nu, Instagram-ul e acolo așa un loc, 500 de lei e ok dacă alocăm pentru locul ăla, știi? Și de acolo țin minte că pe Instagram, de pe Instagram am reușit să aducem pentru prima dată acolo niște stand-up comedy din ăștia care fac stand-up. Și am reușit să prin Instagram, acolo i-am găsit, acolo am căutat, acolo am contactat și acolo am promovat tot. Și au venit acolo și țin minte că au făcut încasări în seara respectivă, într-o seară de joi, de vreo 2-3.000 de euro. Și atunci am început să zic că mamă, în sfârșit Instagram-ul chiar, uite, chiar funcționează, știi? Dar nimeni nu a crezut vreodată că... Scuze că te-am întrebat. Acum de final. Fii atent, sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc și să ne mai urmărească, care chiar sunt foarte ocupați. Să ai un business online, un magazin online, chiar e un challenge și nu-ți dă foarte mult timp să te joci cu toate lucrurile, mai ales când vezi că nu sunt rezultate. E frustrant și eu înțeleg pe toți oamenii ăștia. Ce recomandări le dai de început? Care ar fi primii pași pe care să-i facă și în ce condiții?
Nu pot să facă să stea toată ziua pe Instagram, să posteze, să facă conținut, să lase comentarii, pentru că probabil sunt alte acțiuni, nu știu, să mai trimită colete, să vorbească la telefon cu oamenii, să răspundă la e-mail-uri, să vorbească cu parteneri, să caute produse noi. Sunt multe lucruri care necesită timp, implicare și să fii foarte atent acolo, dar cu toate astea apare Instagram, adică e de mult Instagram, trebuie să fii prezent, pentru că, cum spunea și tu, e important. Apare TikTok, în curând o să meargă oamenii și acolo, pentru că e ok să fii prezent, din punctul meu de vedere e mai important să fii activ într-un mediu în care alegi să comunici. Ce recomandări? Ce ar trebui să facă primii pas sau când să înceapă să investească mai mult? Un minim necesar. Păi există aici trei variante. Există afaceri care au timp și nu au bani, ăștia pot ei să facă toată treaba. Sunt afaceri care au bani, dar nu au timp și atunci pot să plătească agenții care să facă treaba asta. Și e mai nasol pentru cei care n-au nici timp și n-au nici bani. Dar și pentru ăștia există o soluție. Fiecare dintre noi petrecem timpul liber în ceva, pe social media, pe Facebook, pe Instagram, oriunde stăm la un film. Eu vorbeam acum, am avut o discuție cu avocatul din firmă, cu avocatul cu care lucrez. Și acum ne-am văzut alte, de fapt ieri cred că ne-am văzut și tot îl conving să pună informații despre legi, despre ceea ce face pe Instagram. Și spune, băi, n-am timp, uite, vreau să te plătesc pe tine sau agenție care să facă chestia asta. Zic, eu nu pot acum, dar tu poți să-ți faci chestia asta. Și atunci am zis, în loc să când vii acasă și în loc să te pui la un serial, să te uiți la un film sau să pierzi timpul nu știu cum, sau doar să dai scroll la proasta pe Facebook, cum ar fi încet să-ți construiești, să-ți promovezi afacerea, să-ți promovezi o postare pe săptămână, după aia o postare la 3 zile, o postare la 2 zile, o postare pe zi. Cum poți? Cât de mult poți? Există tool-uri cum e Creator Studio din Facebook, să programezi, ai într-o sâmbătă liberă. Ok, sâmbătă aia te pui și faci postările pe 2 săptămâni, le programezi din Creator Studio și poți să programezi și pe Facebook, poți să programezi și pe Instagram și asta te poate ajuta foarte mult ca și timp. Nu trebuie să stai în continuu pe Instagram, eu nu promovez să stai în continuu pe Instagram, dar să stai eficient. Asta e foarte, foarte important. Ocupă-te în măcar 15 minute pe zi, dar când stai 15 minute, de preferat să lași 5 comentarii și o postare decât să dai scroll la proasta și să nu se întâmplă nimic. Foarte tare. Bună, Nuț, mulțumesc! Și eu mulțumesc, Cosmin, pentru invitație. Mă bucur că am avut încă un loc unde pot să vorbesc despre Instagram. Ți-am spus, zici că sunt promotor al marketingului și oriunde prind ocazia vorbesc despre Instagram. Îți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumesc tuturor celor care sunteți live și care sunteți interesați să vă dezvoltați pe Instagram. Pentru cine vrea ca să învețe și mai mult, am scris cartea Secretele Marketingului pe Instagram, unde explicam tot ce aveți nevoie. Vă recomand și cartea lui Cosmin, care e foarte, foarte tare. Și astăzi, următoarele etape, dacă vreți să ajungeți să dezvoltați o comunitate, să creșteți pe Instagram și să aveți lifetime customers care să vină constant de pe social media, fără să trebuie să investiți în bugete de reclame, doar munca voastră, cam asta vreau eu în special să vă vezi prin cartea asta. Și dacă mai aveți întrebări, vă rog să mă căutați fie pe Facebook, fie pe Instagram, să-mi scrieți acolo un mesaj și vă răspund cu drag. Mulțumim, să ne dați un feedback cum vi s-a părut ediția de azi. Și comandați cartea. Neapărat. Și acțiune. Oprești feed-ul, vine weekend, dai timp să faci toate lucrurile astea, intri pe contul de business, începi să te uiți cine ce postează, să faci research, faci o postare, comandă cartea, spui că ai comandat cartea. Neapărat. Când o să ai cartea asta, deja nu mai e nicio scuză ca să nu rupi pe Instagram. Chiar nu mai e. În cartea asta, dacă citești cartea asta, poți să predai și tu cursul de Instagram marketing. Foarte tare. Bună, Nuț! Mulțumesc și ține legătura. Salutare tuturor! Ciao, ciao!